După cum vedeți, m-am pregătit și eu puțin, așa să nu par foarte palidă, deși tot palidă sunt, da, nu contează. Am zis că mergem un pic până la cumpărături. Avem de mers în mai multe locuri, așa că avem de plimbărit astăzi. Alesia a rămas cu Ovi acasă, așa că putem să mergem liniștiți, fără să fie ea prea obosită și toate cele. Și sper că mai târziu să fie vreme bună, pentru că astăzi plouă. Acum plouă. Sper să fie mai târziu să putem merge și până la grădină și prin parc cu Alesia, să vedem. Sper să se schimbă vremea puțin. Așa că hai să mergem la cumpărături și ne vedem mai încolo. Vă pupat! Se promettre l'éternité, si l'on vivait ivre d'amour, comme dans les contes et des histoires, si l'on laissait couler les jours, en profitant de chaque pas, malgré nos douleurs et nos craintes, en se serrant fort dans les bras, si l'on s'aimait, encore une fois, si l'on s'aimait, comme autrefois. Avant, pourquoi nous on ne pourrait pas se regarder droit dans les yeux sans douter un instant et croire que le temps est notre ami et pas celui qui nous sépare, que l'on pourrait vivre sans vie dans l'aventure de notre histoire, si l'on s'aimait encore une fois, si l'on s'aimait. Je pense que zic la plouă derupe afară. Așa că astăzi nu cred că o să reușim să mergem cu Alesia nici unde, nici un parc, nici la grădină, nici... Nu știu, probabil atunci o să filmeze mai multe părți. O să las pentru astăzi cu cumpărăturile, cu toate cele și... Atunci, nu știu... Pentru partea cu parcul, o să... Nu știu, dacă e vreme bună mâine... O să vedem. Ne vedem mai... Ne vedem mai încolo. Am ajuns acasă, am pregătit aici ce am cumpărat, produsele să vă arăt și după acasă pot să le bag înapoi la frigider și hai să vă arăt să începem. Ok, să începem din partea asta. Aici avem două pungi de paprika, două pungi de ardei paprika galben de 500 de grame. Avem aici niște roșii sherry. Avem aici două legături de ceapă verde și o legătură de praz. Avem o legătură de mărar. Un pomelo galben. Sunt foarte bune în perioada asta. Avem o caserolă de kiwi. Eu nu sunt prea... Nu sunt un mare fan de kiwi, dar restul lumii îl mănâncă. Avem aici porumb fiert. Este foarte bun, este chiar foarte dulce. Avocado, nelipsitul avocado. Alesia îl adoră, așa că îl cumpărăm de fiecare dată. Avem o legătură de ridichi.
o caserolă micuță de fasole, de păstăi de fasole, o caserolă de pastârnac. Aici avem 2 kg de morcovi, lipsiți morcovi. Aici avem o rădăcină de fenicul. Struguri. Cred că este 1 kg de struguri, nu mai știu sigur. Aici avem mere, cred că astea au fost luate de la magazinul rusesc. Și mere roșii și mere galbene. Aici am luat pere. În ultimul timp mănânc alese foarte multe pere, așa că am luat din timp. Aici avem jumeri. Da, ne-a fost poftă, așa că trebuie să luăm. O caserolă de 125 grame de smeură. Alesia o adoră. O caserolă de afine. Aici avem 2 pungi cu murătură, ăștia sunt castraveți în sare și cealaltă pungă este cu gogonele murate. Brânză, asta este de la magazinul turcesc, cred că, sau de la ruși, sincer nu mai știu. Da, asta este smântâna care o folosim noi de 30% grăsime. Am luat 2. Cașcaval. Am luat tot așa 2 diferite. Aici am luat brânză dulce pentru brânzoici. Am luat mai multe pachetele. Aici avem mici. Avem 2 pachete de mici. Aici sunt 3 bucăți de Kaiser. Cred că sunt diferite, dar da, 3 bucăți de Kaiser. Aici avem praf de usturoi. Am luat 2, tot așa, 2 diferite. Să vedem care este mai bun. De la Kaufland sunt astea. Aici am luat, este Sontag Nessa Fruștu cu pateu înăuntru, pateu în maț. Sos pentru sparanghel. Am luat mai multe modele. Aici avem uleiul de măsline, care îl folosim noi cel mai des. Aici avem paste, spaghete. Două ciocolățele din acestea cu mentă, de la Rittersport. Și macarons am luat pentru că Alesia le adoră. Bine, și eu, da, și Alesia. Pufarini. Am cumpărat 2 pungi de stafide pentru când facem brânzoicile. Și aici avem unt de bivoliță. Și unt de capră. O budincuță din acesta de la Dr. Edgar. Asta nu știu cum să le spun, sunt ca și turnăței aceia din ou. Avem 2 feluri. Avem un fel de cremă pentru o salată ca și maioneza. Și aici avem maioneză. Avem zahăr brun. Și iaurtul grecesc. Laptele, care îl cumpărăm noi în general, de obicei de la Kaufland. Aici avem 3 folii de șuncă presată pe când facem sparanghelul. Este chiar, este foarte bună. Aici avem mus de la After Eight, din acela cu mentă și pâinea. Da, cam acestea au fost cumpărăturile, adică prima tură din cumpărături, că mai urmează. Era să uit.
Am cumpărat și carne, aici avem mușchi din carne de porc și carne tocată. Am prins la preț bun și să băgăm la gheață și piept de pui. Am zis că trebuie să ne punem să facem șnițele. Ok, am pus toate celelalte la loc. Și asta e tura a doua, că n-ar fi încăput toate aici. Așa. Aici am luat vată de zahăr. Știu că nu e sănătoasă, dar chiar mi-era poftă pe ea. Și când am văzut-o, deja am și pus-o repede în coș. Mi-am luat niște chipsuri din astea, așa micuțe. Mi-era poftă data trecută când am fost la cumpărături. Mi-am luat ceva asemănător, dar nu era gustul la fel, așa că astăzi când i-am găsit, mi-am și luat. Am luat aici niște cereale cu cioco. Sunt din acelea micuțe, dar sunt chiar foarte bune. N-am știut că sunt chiar așa de bune. Foarte bune. Ok. Aici am mai luat, Alesia adoră napolitanele astea micuțe. Sunt chiar foarte, chiar foarte bune. Gen cum era Joey acasă, ceva în genul ăla. Și așa, mai mare, gen dublă decât cealaltă. Așa. Aici vrem să facem de Paști, iar prăjiturile din acelea, cum am făcut și de Crăciun, doar că am luat forme de iepurași. Tare drăguțe și fluturaș. Eu zic că astea trei sunt suficiente. Aici am luat mâncare pentru mini, pentru că pisica asta e o pretențioasă. Nu știu cum sunt pisicile voastre, dar a noastră este ceva de groază. Și tot timpul trebuie să luăm ceva nou, că altfel nu mănâncă. Așa. Pentru Alesia am mai luat aici niște sare de baie. Și asta n-am mai încercat până acum de la Bubșen, spumant. Chiar sunt foarte curioasă să văd cum e. Și aici, ăsta iară nu știu ce e. Ce probabil tot sare din aceea de baie. Doar că aici zice că ar trebui să facă ca un vulcan. Sunt curioasă să vedem cum o să reacționeze. Și aici am luat pentru noi. De la Isana. Sunt foarte ieftine și chiar foarte bune, calitativ. Chiar foarte, foarte... Aici diferite sortimente. Chiar foarte, foarte multe. Așa. Aici mi-am... În sfârșit mi-am găsit vopseaua mea. Și trebuie să mă vopsesc de curând, pentru că rădăcinile sunt groaznice, deja arată destul de urât. Mi-am luat 4 pentru că părul meu fiind uscat, toată vopseaua o absorbe. Toată. Deci, da. Aici am luat, câte sunt? Asta, 3 pungi de 7 Days, croasante din acestea sunt foarte bune. Noi astea le mâncăm cel mai mult. Aici mi-am luat un șampon de la Elvital, de la L'Oreal. E din acela mov. Ca să nu se vadă cum ar veni galbenul ăla de la decolorare. Sunt curioasă să văd asta, nu l-am mai folosit. Curioasă să văd cum o să fie. Aici am luat niște, nu știu cum să zic, ca niște spatule din alea, așa lame din alea pentru aragaz, pentru când îl curățăm. Asta, babam, era să le scap. Este un spray din asta de la Airwick. Zice că se poate folosi și pe haine și așa, în general, de cameră. Da, curioasă cum este. Aici sunt niște capsule din astea parfumate pentru mașină. Până acum nu am mai luat, sincer. O să vedem cât de ok sunt. Of, iar se defocusează, îmi pare foarte rău. Pentru Alesia am luat pastă de dinți, a rămas fără și asta e preferata ei de la Elmex. Și aici
Mama a fost data trecută la magazinul rusesc, mi-a zis că a văzut ceva balsam și șampon foarte, foarte ok. Și sunt foarte curioasă, aici zice că este cu miere și cred că cu prune uscate. Da. De mirosat, miroasă extrem de bine. Sunt curioasă să văd cât de ok lasă părul, pentru că la mine de la decolorat, de la trecut, de la brunet, la blond și da, părul a devenit puțin cam aspru. Aici am luat flori, trebuie să le schimbăm că deja a început să se ofilească. Și am luat așa pe galben, așa s-a nimerit. Astea au fost cele mai frumoase, mai erau și pe portocaliu, pare mi se, și pe roz, dar erau cam trecute deja. Așa, aici am luat carmol. Este foarte bun pentru masaj, mai ales când ai anumite dureri musculare. Este extrem de bun. Vă recomand, chiar vă recomand, dacă aveți probleme cu dureri de spate, de mușchi, de toate cele, să luați, că face minuni. Aici ai un pachet de vată, tampoanele mele de la Always. Aici am un chili band din asta de curățat pentru piatră. Și din asta pentru spălat, de dezinfectat. Îl folosim pe lângă detergent, pentru că în perioada asta e ok să avem cât de mare grijă putem. Aici am luat Ariel, cel care folosim noi de 100 de spălări. A fost la preț foarte bun, nu mai știu sincer. Cred că era vreo 11 euro, nu mai știu sigur, dar a fost foarte, foarte călămea. Avem niște burăței din ăștia sponge, din astea pentru baie. Iar așa am rămas fără și am găsit. De la magazinul rusesc, iarăși mi-am luat Fruity Fresh de pere, preferatul meu. Și am luat un box de cola. Da, din păcate nu mă pot abține să nu beau cola. Am avut o perioadă când m-am lăsat de el și am zis, gata, am scăpat, nu mai beau cola, și iar m-a luat pofta de cola și da. Așa că, din păcate, nu scap de el, e ca un drog, sincer, chiar e ca un drog. Și cam acestea au fost cumpărăturile de astăzi. Am fost la Kaufland, la magazinul turcesc, magazinul rusesc, și pentru vopsea și tampoane, pasta de dinți, am fost la Rossmann. Și cam atâta pentru ziua de astăzi. Cam atâta pentru ziua de astăzi, cum am și spus. Nu mai plouă afară când am ajuns noi acasă, dar deja este cam târziu și nu știu dacă o să mai reușim să mergem în parc. Probabil o să lăsăm pe mâine. Mâine zice că o să fie vreme bună, așa că toate șansele să mergem în parc la plimbare, vedem. Și pe mâine o să avem o surpriză. O să avem un nou membru în familia noastră, așa că o să vă țin la curent. Și o să pun și în video să vedeți despre ce este vorba. Așa că ne vedem mâine. V-am pupat! Acolo e... Oh, mami, ăla e un semn de circulație. Da. Da, bine, ai avut dreptate, că în formă de O. Unde-i cocoșul? Mai ce tot? Unde-i cocoșul?
păcate vântul, vezi? Am venit și noi până la grădină. Și aici la grădină, de fapt, pe stradă cu grădina noastră, avem niște vecini, Coco și găina. Cocoșul și găina. Și Alesia de Cocoșul și găina, mami, da. Cocoșul și găina. Și Alesia de fiecare dată când venim aici la grădină, tot la Coco și la găină vine. Ce face Coco? Bine? Wow! Vrei să-i spui ceva la Coco? Să pape? Se dă cu rolele! Wow! Așa face cu picioarele! Așa se dă cu rolele, mami! Vine e crocodilul acolo? Încet, mami. Și acolo ce ui? Ce e aici? Tati. Unde? Ăla-i tati? Nu, e tati, fetița. Da. Da, mami. E picior. Piciorul. Limba. Și asta ce e aici, Alesia? Uite, aici, ce e asta? Inima, da, iubire. Și aici ce face băiețelul ăsta? Ce face băiețelul? Face balon, da, iubita mea. Și aici ce e? Ursulețul e acolo. Dar ce culoare are mașina, mami? Roșu. Roșu, da, mami. Happy birthday! Teddy! Clopoțel! Unde e clopoțelul? Ai, la școală aici. Ok, clopoțel. Și acolo ce e? Oh, no! Nu poți să te desfaci. Te ajută, mami. Stai. Ia uite. Oh, no! Negru. Îi negru, mami. Păi da, mami, când e noapte. Da, că te ajută, mami. Mami, astea merg ca în greu. Balon. Și ăsta ce e? Melc. Balon. Nu-i balon, mami, ăsta e nor. Da, mami. Uite aici face balon. Na, na,
Bate la ușă. Alo, alo. Hai să vedem și aici. Ce e aici? Ce era ăsta? Curcubelu. Curcubelu, mami. Hai să te ajute, mami, aici. Așa, îi dai jucăria. Să se joace, așa, ai?